Ba da, părinte profesor, la eu vorbesc de mine. Liturghia Sfântului Iacob de Aur, așa se face. După toată rânduiala tipichiona. La liturghia Sfântului Vasile cel Mare, știți că rugăciunile sunt mai lungi. Da. Și cântarea strănei este puțin mai largă. Da. Ei, ca această larghețe a cântării să nu apară ca o lălăială. Da. Când se termine cântarea și se fără... Nu, am zis, nu. Eu acopăr, merg în tandem cu cântarea, cu rugăciunea, cu volumatica. Se vadă că se începe dintr-un ton și se ajunge la acel punct, odată cu începerea cântării strânii, cu terminarea cântării strânii. Numai la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Atât. Acum, dacă care e... Care rugăciune, toate? Mai cele două. Cele de la Alaforo. Da, da. Cele de la da, ala, cele două, da. Care, atâtea astea, cele două, pentru că sunt și spun foarte multe lucruri teologice în acestea. Da, absolut. Conținut teologic. Așa. Și pare, mi se mie, că e de folos să fie, să acoperim acest spațiu cu rugăciunea rostită, cu cântarea acoperită peste ea. Ce ziceți? Greșesc? Nu, eu nu sunt de să judec. Din propriu așa. Nu spune ceva, dar e posibil, spun eu, ca folosul să fie așa de mare, să și mai mare, dacă liturghia ar fi însoțită de cateheze cu biserica, ca să credincioșii când aud aceste rugăciuni să aibă și semnificația lor, așa, cuprinsul lor, nu? Și semnificația acestor rugăciuni. Dar lucrul ăsta din nou spun, ar trebui promovat numai în unitate și nu în mod particular, așa s-o cotez eu. Nu. Pentru asta este... Da, pentru... Da, anaforaua. Așa și... Anaforaua liturgie. Da. Deci asta... Alo, da. Acum avem posibilitatea. Noi preoții slujim în timp ce se săvârșește liturgia la Catedrala Patriarhală, noi suntem în liturghie, dar cineva am putea să rugăm să urmărească liturghia, să ne spune. Liturghia de la Catedrala Patriarhală este etalonul pentru liturghia din fiecare parohie. În fiecare parohie trebuie să se slujească în același mod în care se slujește și la Catedrala. Aceea este normativă. Așa e episcopul de la... sau de la Sfântul Spiridon, care tot catedrală, așa e, mitropolitană, așa este. Da, modul acesta de slujire. Și la sau de în difuzor rugăciunea sărăcii. Da. Pe mine m-a interesat mai mult faptul că învățăturile Sfântului Iacob de Aur, despre virtute, despre întrupare, teologia lui, practic, este cuprinsă o mare amprentă, așa, în liturghia. Toate e liturghia, toate sunt. Nu e altceva mai mult care să nu fie cuprins în liturghie. Nu este ceva care să rămână în afară sau ceva să putem să spunem e mai mult decât liturghia. Nu se poate. Liturghia are toate sensurile teologice, întreaga Evanghelie. Părintele Stăniloae, dogmatistul nostru, spune așa. Să presupunem, așa, ipotetic, că s-ar pierde Sfânta Scriptură. Dacă avem Sfânta Liturghie, nu suntem în pericol. Nu suntem primeștuiți. Mântuirea noastră se poate împlini. Asta am auzit eu cu urechile, așa, mele de la Părintele Stăniloae, când a afirmat lucrul. Deci nu sunt semnificații care să fie mai mari decât cele ale liturghiei sau care să nu fie cuprinse în liturghie. Dacă Hristos e întreg în liturghie, El adună toate sensurile, toate virtuțile, toate desăvârșirile, toată sfințenia, toată teologia mai înaltă nu se poate decât cugeta sau medita decât ceea ce se întâmplă în Sfânta Liturghie. Și de aici înțelesul că sfârșitul lumii va fi odată cu cugetarea liturghiei. Deci dacă nu se va mai săvârși liturghia nicăieri în lumea aceasta, e un... Da, cu sfârșitul lumii. Pentru noi, pentru creștinii, trebuie să fie, pentru cei care au credință, trebuie să fie totdeauna un motiv de bucurie. Așa cum așteptau creștinii din primul secol, Maranata, vino Doamne. Teologia a dezvoltat sau părinții au dezvoltat și aici o dublă abordare. Unii au spus, sfârșitul lumii este o catastrofă, un cataclism. Alții au spus, sfârșitul lumii este mutarea structurilor
istorice, prin spiritualizarea lor, așa, în structura ale împărăției. Iar sfârșitul lumii, venirea Domnului Hristos, va fi atât de puternică încât realizați această mutare din modul istoric în modul veșnic al împărăției. Dar nu va fi o distrugere, pentru că Dumnezeu nu distruge ceea ce a făcut. Noi stricăm ceea ce au făcut. Ar fi o contestație, o negare. Ori Dumnezeu nu se neagă nimic. Dumnezeu nu are rațiunea răului, a păcatului. De aceea, cel care nu ține minte răul. Iar Sfântul Apostol, Dumnezeu nu ține minte răul. N-are răul în mintea divină, nu este. Păcatul nu este în Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel spune, Dumnezeu este numai ta. Dacă în bunul Dumnezeu, prea Sfântul Dumnezeu, ar fi și rău, în clipa aceea ar fi dual. N-ar mai fi Dumnezeu absolut. El e numai binele, numai cel care iartă. Și mereu iartă. Cum spunem? Doamne, am greșit, iartă. Și mă străduiesc să nu mai greșesc. Și am greșit, că suntem creatori. Și iar îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, iartă-mi greșelile. Și iarăși, și Dumnezeu ne iartă și ne ridică de fiecare dată. Dar nu spune niciodată bunul Dumnezeu. Vezi că mi-ai promis. Eu am ținut minte că ai promis, așa, și acum iar ai greșit. Așa și nu mai există, cum spunem noi, nu? Dacă cineva de greșit. Da. Nu. Pentru Dumnezeu este iertare și ridicare. Ridicare și înălțare. Tot ceea ce Dumnezeu a făcut, a ridicat. Vechiul Testament, Vechiul Legământ, este însoțit de Noul Legământ, care este unul de har. Și Sfinții Părinți pun în analogie. Așa cum Vechiul Testament avea, Noul Testament e o vestire, o vedere, așa, ca în oglindă, ca icoană, pentru cei din Vechiul Testament, cei din Noul Testament, așa pentru noi, cei din legea nouă a Harului, împărăția ne este în modul acesta, o vedem, o vedem, o întrezărim. Așa cum cei din Vechiul Testament întrezăreau cele ale lui Hristos de acum. Așa. Pentru noi astăzi, preacucernice, părinte profesor și iubiți participanți la această seara duhovnicească, este cu adevărat o mare sărbătoare. Întâi de toate, pentru că ați venit Sfinția voastră și vă mulțumim din tot sufletul că ați venit și că ați prezentat cu atâta coerență, cu atâta cursivitate, cu atâta documentare, tot acest discurs, cu atâta elocință, v-ați pregătit și v-ați prezentat exact cum faceți la orice curs sau de altfel în orice împrejurare, la modul foarte serios și foarte responsabil, întotdeauna pregătit, întotdeauna documentat, întotdeauna găsindu-vă și știindu-vă ca unul ce munciți. Și pentru asta eu, unul, cunoscându-vă de la Cluj, vă apreciez încă de atunci, v-am apreciat dintotdeauna și vă apreciez într-un mod special. Toate cărțile Părintelui Profesor sunt semnate, subliniate, însemnate cu asemenea postituri care toate sunt deci studiate și citite și răscitite de Părintele și Părintele de fiecare dată când vine undeva sau participă la o asemenea manifestare fișează, se documentează. Este un om care face tot lucrul într-un mod serios, nu superficial, ci responsabil și de-a dreptul profesionist. Pentru asta vă mulțumim. Sărbătoare este că astăzi aici cu noi, în mijlocul nostru, este și o echipă de la emisiunea Universul Credinței a televiziunii române, condusă aici de doamna Paula Tăbârcă. Le mulțumim. Îi felicităm pentru ce fac. Este cea mai longevivă emisiune spirituală la un post public de televiziune la noi, în România, post-decembristă. Emisiune pe care mulți cred că o vizionați în fiecare duminică dimineața. Ea nu a avut întrerupere. Poate modificare în program, ca ore, sau în structura, în forma ei. Dar întrerupere, eu nu știu să fie avut această emisiune de cel puțin 15 ani încoace, dacă nu greșesc. Vă mulțumim, vă felicităm și vă urăm mult succes pentru tot ceea ce faceți.
că nu este ușor. Și vă mai așteptăm și la celelalte evenimente ale noastre cu multă dragoste, inclusiv sâmbătă la Valea Proprie. De adminteri vor și veni, că ne-au și promis. Vă mulțumim și dumneavoastră. Sărbătoare este că ați venit cu toții, că ați participat cu toții. Vă așteptăm și la celelalte evenimente. Sâmbătă la Valea Plopului, lunea viitoare la ora 19, altă seară duhovnicească, pe altă temă, cu alt invitat. Domnul Cătălin Ion, președintele Agenției Lăcașuri Ortodoxe. Merită să vizitați acest site, să vedeți că este unul dintre cele mai documentate, temeinic și profesionist făcute site-uri creștine, teologice și religioase, care va vorbi chiar despre acest lucru, despre contribuția sau impactul internetului în viața creștinului, despre contribuția și impactul paginii web în viața noastră a celor ce trăim astăzi în societatea aceasta postmodernă și contemporană. După aceea, peste două săptămâni, adică de azi în două săptămâni, luni, 16 martie, la orele 18, va veni Părintele Profesor Constantin Pătuleanu, care va continua vorbirea despre Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbindu-ne Sfinția sa, fiind profesor de patrologie la Facultatea de Teologie Iustinian Patriarhul de aici din București și parocul Bisericii Udrican de aici din București, care a fost și anul trecut aici la noi, vorbind despre Sfântul Ioan Gură de Aur ca dascăl al pocăinței. Peste 3 săptămâni, adică pe 23 martie, la orele 19, va veni Părintele Profesor Vasile Crețu, de la Biserica Sfântului Ilie Gorgan, tot așa profesor la Facultatea de Teologie, și care va vorbi despre necesitatea Bisericii în viața tinerilor. De ce are nevoie Biserica de tineri și de ce tinerii au nevoie de Biserică. Iar peste o lună, pe data de 30 martie, tot la orele 19, va veni Părintele Profesor Silviu Tudose, parohul Bisericii Sfântului Ilie Gorgan, și Părintele Crețu și Părintele Tudose, vă aduceți aminte că au fost și anul trecut, și Sfinția sa va vorbi despre pastorația urbană în societatea noastră de astăzi, contemporană, consumistă. Cum poți, ca preot, să slujești și să faci misiune în rândul credincioșilor din societatea aceasta secularizată și urbană și postmodernă și contemporană a Bucureștiului nostru. La toate aceste evenimente vă așteptăm cu mult drag, mulțumim tuturora, vă mulțumim Părinte Profesor și vă mai așteptăm în mijlocul nostru, mulțumim Părintelui Parof pentru toată dragostea și ospitalitatea, mulțumim domnului Olivian Breda, care întotdeauna filmează aceste evenimente și le încarcă pe site-ul parohiei noastre. Vă mulțumim tuturora, Părintelui Topale, celorlalți, doamnei Paula Tăbârcă, dumneavoastră, și vă așteptăm la toate celelalte evenimente ale noastre. Nu uitați că sâmbătă, cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem la Valea Plopului. Doamne ajută, mulțumim cu tot dragul. Post ușor și binecuvântat în continuare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cuvine să cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Preacucernice, Părinte Paroh, binecuvântați! Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. Pe Părintele Profesor îl puteți întâlni în tot momentul, aproape în tot momentul, la Biserica Mavroghe. Ne spune Părintele Profesor două cuvinte exact unde se află și... Muzeul Țăranului, nu lângă Muzeul Țăranului Român, dar pe strada Monetăriei sau Spitalul Filantropiei, imediat, între postul 1 Mai și Chiselefi, este o străduță pe lângă Muzeul Țăranului Român.
Și Părintele Profesor a organizat anul trecut niște seri duhovnicești foarte frumoase acolo la Mavrogheni, inclusiv cu pictorul Sorin Dumitrescu, pe care intenționăm să-l invităm și noi. Am vorbit deja puțin cu el, este puțin aglomerat în agenda, însă ne-a promis că atunci când timpul îi va permite, ne va onora invitația. Ei mai era Sfinții Grâncove. Sfinții Martini, o temă foarte frumoasă. Bogată în semnificație, o epocă culturală așa deosebită în istoria noastră. Vă mulțumim din suflet. Nu plecați să ne facem o fotografie. Știți că facem de obicei o poză de grup.